Mă întorc la cărțile copilăriei cu Hector Malot, Singur pe lume. Una din cărțile mele, vedeți, recitite de atâtea ori. Un băiețel undeva în secolul XIX, la 1800 și ceva, care află că a fost adoptat, de fapt. Cum află? Era cu mama lui și într-o seară, în timp ce mama pregătea acasă să facă într-o tigaie plătite, se trezește cu un tip care intră peste ei, care mirosea băutură și care începe să strige că ce, încă nu l-a dat afară până acum, și care ia untul cu care se făceau clătitele și îl pune ca să-și facă o supă de ceapă. Și după aceea se duce și îl vinde pur și simplu unui cântărenț ambulant, care avea 3 căței și o maimuțică. Și așa începe povestea lui Remy, personajul principal acestei cărți, care pleacă în lume cu un moșneag, Vitalis, care cânta foarte frumos și care avea o poveste în spate, cu 3 câini dresați, Capi și ceilalți 2, scapă acum, și cu Sufletel, maimuțica lor. Și care se duc din oraș în oraș și fac mici spectacole din care trăiau toți 5 sau 6. Până când, la un moment dat, se întâmplă o tragedie și Vitalis moare și rămâne singur cu cei 3 căței și cu maimuțica Sufletel. Și un copilaș micuț trebuie ca să se întrețină și să ducă mai departe ceea ce învățase de la Vitalis. Cum să cânte, cum să influențeze trecătorii, cum să facă chetă, ca să ne apropiem puțin de timpuri mai moderne. O carte cu o emoție extraordinară în ea. O carte cu niște personaje pe care le veți îndrăgi. O carte cu multe lecții despre viață și despre cum poți să mergi înainte chiar în anumite situații dramatice. Și o carte cu un mesaj foarte frumos, mai ales pe final. Un mesaj de speranță. Na, era o perioadă romantică și poate în viață la un moment dat sunt happy end-uri. Vă recomand Hector Malot, Singur pe lume, dacă v-a plăcut. Următoarea, Jack London, Jack Long, patrulea de pescuit și cu smogul.